Citim cuvântul Domnului din Evanghelia după Luca, capitolul 1, de la versetul 26 la 38. Evanghelia după Luca, capitolul 1, de la versetul 26. Iată cuvântul Domnului. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său, David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și a căreia îi se zicea stearpă este acum în a șasea lună, căci nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată, roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Amin. Întâi de toate, mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în biserica dumneavoastră împreună cu soția mea, Tatiana. Ne bucurăm și vă mulțumim pentru ospitalitate, pentru primirea care ne-ați făcut-o. Într-adevăr, am fost profesor cu mulți ani în urmă, fratelui Daniel. Tot ce v-a învățat bine, de la mine învățat. De restul nu răspund. Vă aduc salutări și din partea colegilor profesori. Acum sunt profesor de teologie la Facultatea de Teologie Baptistă din Universitatea București. Deși locuim împreună cu Tatiana și cu fiica noastră, cea mai mică, Ana, în Timișoara. Și de acolo și din alte părți, de la multe biserici, primiți saluturile fraților, surorilor, Domnul. Și vă dorim încă de pe acum să aveți sărbători binecuvântate. De fapt, această duminică este o duminică pregătitoare pentru, unii consideră, cea mai importantă sărbătoare a creștinismului. Alții cred că învierea Domnului ar fi cea mai importantă sărbătoare a creștinismului. Ambele au o valoare simbolică importantă, pentru că amândouă sărbătorile, nașterea Domnului și învierea Domnului, au ca subiect principal viața. Sărbătorim nașterea cuiva, deci darea vieții, și învierea sărbătorește
redarea vieții. De fapt, creștinismul în sine este o credință care vorbește despre viață. Nu doar despre viața biologică, ci mai ales despre viața spirituală. În limba greacă există doi termeni care se asociază vieții. Bios, de unde avem viață biologică, și zoie, care de obicei este asociată vieții spirituale, vieții eterne. Sărbătorim mai mult zoie, viața veșnică, viața eternă. De altfel, aș vrea să vă vorbesc în această dimineață și după masă despre acest miracol al nașterii din Fecioară, despre miracolul întrupării. În dimineața aceasta ne vom uita mai mult la dimensiunea istorică a nașterii, a sărbătorii nașterii Domnului și după masă mai mult la dimensiunea meta-istorică, spirituală. Luca, cel care scrie cuvintele pe care le-am citit împreună, a fost medic. Un medic foarte scrupulos, foarte atent, a hotărât să scrie și el un fel de înregistrare, a o povestire, istorisire a vieții lui Iisus. A făcut-o Marcu, cu siguranță, înaintea lui. Marcu însă scrie foarte telegrafic, expresii scurte, idei concentrate. Luca, de la începutul Evangheliei, ne spune că el a căutat să afle cu deamărundul, în detalii, ce s-a întâmplat. Și mai ales ca medic, a vrut să știe chiar acest Iisus care e proclamat de creștini ca Fiul lui Dumnezeu, a făcut miracole, a făcut vindecări. El fiind medic putea să verifice. De altfel, cred că a stat de vorbă cu mulți martori, printre care cei din preajma lui Iisus. Niciun alt evanghelic, nici un alt evanghelist, scriitor, nu ne dă atâtea detalii despre vestirea nașterii Domnului, ca și Luca. Probabil că a mai prins pe câțiva în viață, din cercul apropiat al lui Iisus, și a aflat, de pildă, că Maria a primit vizita unui înger. A aflat chiar și ce a vorbit îngerul cu Maria. Numai Luca ne scrie ce am citit, că îngerul s-a prezentat înaintea ei, i-a explicat că a fost aleasă de Dumnezeu, se face mare har și că va da naștere unui băiat. Când i-a întrebat, păi cum să nasc un copil când eu n-am avut parte de bărbat? Această fecioară curată a primit răspunsul șocant, cred eu, pentru ea. Duhul Sfânt se va coborî peste tine. Puterea celui prea înalt te va umbri. Expresia pentru evrei nu era foarte necunoscută, pentru că tocmai în Genesa, capitolul 1, când se vorbește despre crearea lumii, se spune că Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor. Expresia în original este Duhul lui Dumnezeu clocea. Aceeași expresie folosită de înger. Când? Aduce vestea Mariei. E ca și cum cineva asigură cu o anumită putere specială viața. Deci, lucrarea este făcută de Dumnezeu direct. Apropo de aceasta, să știți că orice naștere a unui om în lumea aceasta este lucrarea directă a lui Dumnezeu. Aceasta e credința noastră. Nu este doar printr-o propagare de la părinte la părinte. Noi credem că Dumnezeu intervine în crearea fiecarei ființe umane. De aceea fiecare ființă umană este unică. De aceea prețuim viața. De aceea suntem contra avortului. De aceea trebuie să ne bucurăm de viață și unii de alții.
Pentru că e o investiție directă a lui Dumnezeu în fiecare dintre noi. Și când Maria aude că așa se va face lucrarea lui Dumnezeu, acceptă. Îngerul îi aduce și un argument în plus. Ai o verișoară, ai pe rudenia ta, Elisabeta, păi și ea a zămisit un fiu la bătrânețe, pe Ioan Botezătorul. Deci nu ar trebui să te șocheze așa de mult. Dumnezeu a făcut deja miracole înaintea ta. Și Maria, zic, acceptă. Știe că nu poate să se împotrivească. Deși, ca fată, nu? Fecioară, era greu să explice tuturor cum de-a rămas însărcinată. Era împotriva legii evreiești, legii morale, legii cugetului. Și totuși a asumat această responsabilitate. Pentru că era vorba de o intervenție a lui Dumnezeu direct în viața ei. Ei, aș vrea să vă vorbesc despre acest miracol. Știu că este greu să crezi în miracole, dar știți, cuvântul miraculum din limba latină, de unde avem și noi miracol, nu înseamnă decât minune, uimire. Miracol înseamnă când ceva te uimește. Ceva ce nu înțelegi îți produce uimire, nu e așa? Noi asistăm în fiecare zi la foarte multe miracole. Pentru că foarte multe nu înțelegem. Și când înțelegem ceva, gata, nu mai credem în acel miracol. Dumnezeu face în fiecare zi miracole. Noi trăim într-o lume a miracolului, care ne uimește. De aceea, dacă Dumnezeu hotărăște într-o zi să facă ceva mai deosebit decât te aștepți tu, e decizia Lui. Oricum, zic, ești înconjurat de miracole. Biserica n-a avut probleme să accepte această învățătură a miracolului nașterii din Fecioară. A introdus-o chiar în crezul creștin, în 325 la Nicea și apoi confirmat la Constantinopol. În 381, biserica a hotărât, vă mai amintiți cei care știți crezul creștin. Să știți, crezul creștin nu este nici al Bisericii Ortodoxe, nici al Bisericii Catolice, este a tuturor. Biserica s-a separat doar în anul 1054. 1000 de ani, biserica a fost una singură. Tot ce s-a hotărât, de exemplu, în anii 325, la sinoadele sau conciliile ecumenice, e acceptat de toate bisericile, inclusiv de noi. Că nu recităm crezul acesta de fiecare dată când ne întâlnim, sau foarte rar, e altceva. Are o altă explicație, dar noi acceptăm acest crez. Vă amintiți când crezi că se vorbește despre Dumnezeu, Făcătorul Cerului și al Pământului și despre Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat făcut, nu născut. Și acum vine cea mai importantă expresie, de aceeași ființă cu Tatăl. Asta este. Este născut, nu făcut. Adică nașterea înseamnă că împărtășești aceeași natură cu Cel care te naște. Iisus n-a fost făcut. Noi facem lucruri. Da? Dar nașterea înseamnă naștere. Să ai un copil care împărtășește aceeași natură cu mama, cu tine, tatăl. Ai naștere. Noi facem, știu, sculptăm ceva. Poți să sculptezi copilul tău. Sau să faci din plastelină. Să semene exact ca și copilul tău. Ai facere. Naștere este când ai turnat viața în el. De aceea când Iisus Hristos este prezentat născut, nu făcut, asta vrea să sugereze că El împărtășește aceeași natură cu Dumnezeu. Este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Are aceeași ființă cu Tatăl. Asta unii nu acceptă. Marcul Bevo nu acceptă acest lucru. Ei spun, de exemplu, că Iisus este un fiu al lui Dumnezeu. Dar nu este fiul, singurul fiu al lui Dumnezeu.
în sensul că împărtășește aceeași natură. De aceea avem dificultăți cu ei. Nu credem că împărtășesc același, crezi creștin, deci nu ar trebui să se numească creștini. Deci ei au pretenția asta. Însă noi credem acest lucru. Și cum spuneam, biserica n-a avut probleme în aceasta. Toate bisericile au acceptat această definiție de ofințimea lui Iisus. Românii au inventat și un cuvânt nou, mateologii români îl știu. De ofințime. De ofință. Da. Foarte frumos. Ca și Dumnezeu. De unde, știți de unde derivă Dumnezeu, cuvântul Dumnezeu în limba română? De la Domnul Zeilor. Da. Pentru că ar fi mai mulți Dumnezei adevărați, ci ne credem într-un singur Domn al Zeilor, Dumnezeul adevărat. Ei, doctrina aceasta despre nașterea din Fecioară este testul adevăratei doctrine, adevăratei doctrine creștine. Pentru că, uitați, doctrina ne îndreaptă, de exemplu, spre Sfânta Treime. Deci, prin această doctrină înțelegi și alte doctrine creștine. De exemplu, Sfânta Treime. Uitați-vă la ce spune Îngerul. La versetul 35. Participă toată Sfânta Treime. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu pentru că sunt trei Dumnezei. Este un singur Dumnezeu, dar acest Dumnezeu, manifestându-se în istoria noastră, ca Tată, ca Fiu, ca Duh Sfânt, ca să ne explice câte ceva despre cum e viața în Dumnezeire. De exemplu, spune Îngerul, Duhul Sfânt, este o persoană, Sfinte Trei, care se va coborâ peste tine și puterea Celui Preanalt. Asta e Tatăl. Tatăl, Cel Preanalt. Te va umbri de aceea Sfântul care se va naște din tine, Fiul. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt sunt prezente aici. Da, e vorba despre același Duh care a creat Universul, care a clocit și a dat naștere vieții în Univers. Același Duh a dat viață în Maria. Aceeași putere creatoare, Tatăl, nu? Care participă cu autoritatea Lui, a rânduit acest eveniment în planul Lui. Tatăl are un plan și își trimite îngerii, sau îngerii știți că sunt numiți Duhuri slujitoare. Ei doar se asigură că planul se desfășoară conform Tatălui, gândirii Tatălui. Și apoi Sfântul care s-a născut era chiar Fiul lui Dumnezeu. Deci, aceasta e doctrina, una din doctrinele de bază ale noastre, Sfânta Treime. Apoi această învățătură, deja am spus, confirmă divinitatea lui Iisus Hristos, unicitatea Lui. Adică El e unic și în natura Lui, dar și în lucrările Lui. Tot ce a făcut Iisus Hristos este unic, de nelocuit. Nimeni n-a putut face ce a făcut El. El este singurul Fiu. Este singurul mântuitor între Dumnezeu și oameni. Singurul mijlocitor. Da. Dar mai mult de acestea, învățătura aceasta despre doctrina, despre naștere din Fecioară, arată că a fost un miracol. A fost o lucrare supranaturală a lui Dumnezeu. Asta nu pot mulți să accepte. Chiar să... E nevoie de un astfel de miracol ca să crezi în creștinism, să crezi în Iisus Hristos. Ce rol are acest miracol în economia planului lui Dumnezeu? Și avem mai multe variante. Există o categorie de oameni care nu cred în miracole. Adică nu cred în intervențiile supranaturale ale Dumnezeu. E ca și cum cineva dintr-o altă lume, dintr-o altă existență, intersectează lumea noastră. Pătrunde lumea noastră. Cei care cred că lumea doar văzută, experimentată, perceptibilă există, nu cred în existența unei alte lume, altor puteri.
și implicit în existența lui Dumnezeu. Cei care nu cred în miracole, în Dumnezeu, nu cred nici în intervențiile lui Dumnezeu în istorie. De aceea spun că e o intenție. Asta e prima variantă. Să crezi că nașterea din Fecioară este o doctrină inventată. Unii spun chiar că era necesar un fel de mit din acesta care să ajute creștinismul la început ca să biruiască, să pătrundă în Imperiul Roman, că biserica a inventat această învățătură ca să-și întărească, să-și consolideze influența. Alții spun că mitul era absolut necesar în vremurile respective, că toată viața lui Iisus e plină de legende, Iisus e privit ca un magician care a cunoscut niște trucuri ale magicienilor și le-a aplicat la o populație, știu, necunoscătoare. În vremurile acelea se credea mai ușor în miracole, dar astăzi nu mai merge. De aceea ei elimină varianta miracolului. Este uimitor cât de slabe sunt argumentele acestor atei semne sau agnostice. Din punct de vedere logic. Da. Pentru că miracolul în sine nu presupune doar suspendarea unei legi naturale. Noi, cum spuneam, nu avem ochii deschiși, clar. Nu vedem că trăim într-o lume plină de miracole. Nu avem cunoștințele dezvoltate suficient. Înainte de a descoperi ceva, îl numim miracol. După aceea, nu mai numim miracol, ci îl numim revelație, descoperire. Am să revin la lucrul acesta. Dar varianta aceasta a negării miracolelor, în general, în lumea noastră, este ilogică. Mai avem o variantă. Să credem că, da, a fost ceva. Adică, nașterea din Fecioară a fost un eveniment pur istoric. E posibil să fie asistat la ceva de care nu cunoaștem, nu avem toate datele, dar ceva istoric există, pentru că avem nume. Există Maria, există Iosif, există rudenile din prejur, există Luca care scrie. Nu poți nega faptele. Și această variantă e corectă, apropo. Deci noi credem că a fost un eveniment istoric, dar nu doar atât. Nu doar un eveniment istoric. Biserica a preluat, a asimilat această învățătură, a folosit-o mai târziu și în crezuri și în cântare. Vă dau un exemplu. Ca să vedeți cum a înțeles biserica primul veac și cum cânta. Nu avem notele, din păcate. Ar fi minunat să avem notele acestei cântări, acestui imn creștin. Și imnul se găsește la 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Apostolul Pavel ne-l lasă. Toți comentatorii biblici sunt de acord că Pavel citează ceva. Și e clar că nu numai aici, ci și în alte părți ne-a lăsat ori rugăciuni, ori cântări ale primei biserici. Nu știm exact ce făcea biserica, mai ales în primii 20 de ani. Dar, cu siguranță, făcea ce făceam și noi, ce facem și noi astăzi. Cântau împreună, se rugau împreună și se predica Cuvântul lui Dumnezeu. Să trei sunt coloana vertebrală la oricare închinări. Și la evrei a fost așa, și la creștini a fost tot așa. Și în cadrul acestei închinări a bisericii, avea imnurile, imnologia. Și atât ce spune Pavel. Și fără îndoială mare este taina evlaviei. Și începe. Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul.
A fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Foarte frumos. Pentru că descrie coborârea și urcarea. Întâi coborârea, cel ce a fost arătat în trup, asta e nașterea din Fecioară. A fost dovedit neprihănit în Duhul, viața lui Hristos curată. A fost văzut de îngeri, sau confirmat de îngeri. A fost propovăduit printre neamuri de către biserică. Și apoi a fost crezut în lume și a fost înălțat, ridicat în slavă. Coborârea și ridicarea. Toată Evanghelia aici. Într-un mic imn. Aștept muzicienii să compună o piesă muzicală frumoasă. Poate cine știe vreun înger vă cântă melodia autentică. Nu avem. N-au fost magnetofone și casetofone. Să fie înregistrați creștinii cum cântam, dar se pare că a fost un imn creștin. Vedeți, biserica a acceptat ideea întrupării. Da? Cel ce a fost arântat în trup. E vorba de Fiul lui Dumnezeu. Deci, credem că a fost un eveniment istoric. Dar, cum spuneam, nu e doar atât. Și acum vin la ce este mai important. Credem, noi credem, că această naștere din Fecioară a fost o intervenție divină. Dumnezeiască. Credeți în intervențiile lui Dumnezeu în lumea noastră? Asta înseamnă că tu crezi în supranatural. Uitați-vă câte elemente supranaturale sunt doar în narațiunea aceasta, în povestea descrisă de Luca. Profețiile sunt împlinite în detalii. Îngerii sunt prezenți, da? Ca să supravegheze acest plan al lui Dumnezeu, împlinirea profețiilor. Matei descrie despre călăuzirea divină pe care au avut-o magii. Apoi Iosif și Maria și contactul lor cu lumea îngerească. Apoi păstorii care au auzit cântare cerească. Toate acestea sunt elemente supranaturale. Profeții, îngeri, cor ceresc. Dar nu în aceasta stă miracolul. Luca, cum spuneam la început, ne dă detaliul. Miracolul a fost concepția. Nu nașterea a fost supranaturală, ci concepția. Aici stă miracolul. Adică, o anumită lege naturală pusă de Dumnezeu în lumea creată de El a fost suspendată sau rectificată. Dumnezeu a intervenit direct în această lume a Lui. Duhul Sfânt s-a coborât peste Maria. Puterea celui preanalt a umbrit-o. Cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu prezida concepția. Puterea lui Dumnezeu lucra în pântecele Mariei. Acolo a fost un miracol. Luca era doctor. Doctor nu prea îi păcălește. Știu din familie. Soția mea este medic. Am încercat de câteva ori, dar mai ales cu dieta. Nu merge. Doctorii știu detalii, îți aduc argumente. Luca a fost un doctor, cred, profesionist, curios, să știe cum a fost posibil așa ceva. Și concluzia a fost partenogenesă. Da.
Luca a înțeles că e vorba de o intervenție directă a lui Dumnezeu acolo, fără participarea bărbatului. Poate că din acest moment mintea noastră ar trebui să cedeze și să zicem, bun, ajunge, e o chestiune de credință, sărim sau nu sărim, credem sau nu credem și ne împărțim în două. Dar vreau să-i ajut pe cei care vor să îndrăsnească mai mult. Pentru că asta face și Cuvântul lui Dumnezeu, ne dă mai multe. E adevărat că știința și filozofia nu pot dovedi imposibilitatea miracolului. Tot ce pot face ele este doar să declare improbabilitatea miracolului. Dar știința nu poate să dovedească o imposibilitate. Cum spuneam, noi mereu facem descoperiri de legi în lumea aceasta creată de Dumnezeu. Cândva erau complet miracole. Păi când au scris romanele astea științifico-fantastice, unii începând la începutul secolului 20, și Jules Verne și alții, că va veni o vreme când ne vom vedea de la distanță unii pe alții. Cine crede? Sper că aveți telefoane mobile. Și ne putem vedea astăzi, în America. Unii chiar se văd unul în bucătărie și unul în dormitor. Și vorbesc unul cu celălalt. Ce miracol! Ce mică s-a făcut lumea aceasta. Cândva era miracol, acum nu mai este. Acum e revelație. E normalitate. Deci ar putea să existe legi în lumea aceasta pe care noi încă nu le cunoaștem. Le vedem ca miracole potențiale. Mai târziu nu o să mai fie. Din punct de vedere uman, miracolul violentează, forțează ceva ce noi știm despre natură. Dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu, ele sunt la locul lor. Toate acestea sunt în planul lui Dumnezeu. Deci, un miracol nu este ceva contra naturii, să clarificăm acesta. Ci este contra naturii așa cum o cunoaștem noi acum doar. Dar cândva o lege poate să fie suspendată, să nu mai funcționeze așa cum a funcționat cândva. De aceea Dumnezeu poate oricând să intervină în lumea Lui. Să facă aceste miracole. Dar poate că cel mai important lucru aici e altceva. Și anume că ori de câte ori, și asta necesită un studiu atent al Bibliei, ori de câte ori Dumnezeu intervine în lumea Lui și a făcut-o de multe ori. Vă amintiți la scoaterea poporului din Egipt cu urgiile acelea. Da? Câte miracole au fost acolo. Mana, ploaia, când Dumnezeu asculta rugăciunile unor proroci. Deci au fost mai multe seturi de miracole. Vă amintiți că aceste miracole n-au fost niciodată fără sens. Întotdeauna miracolul a fost permis de Dumnezeu cu un obiectiv. Deci astăzi suntem foarte sceptici cu privire la cei care cred că dacă pușcă din degete Dumnezeu răspunde, facă miracole, că ei vor. Nu. Miracole întotdeauna au avut semnificație, sens. De aceea Dumnezeu le permite. Dacă pe vremea lui Iisus făcea miracole, era pentru a întări poate mărturia lui Iisus, mărturia apostolilor mai târziu. Nu? Citim în Faptele Apostolilor, de exemplu, că umbra lui Petru vindeca. Cum e posibil umbra? Nu. Umbra acolo nu înseamnă că umbra naturală, fizică, vindecată. Cum încearcă unul de la umbra neonului. Nu. Umbra semnifică prezența unei puteri.
divine. Și când spune că umbra trecea peste, înseamnă că era o trecere de putere. De sus, jos, de la Dumnezeu, la om. E doar o, aproape o metaforă. Pentru că nu umbra fizică făcea miracolul în sine. Și Iisus făcea foarte multe miracole de acest gen, în care aducea puterea împărăției Lui, a Domniei Lui, peste noi. Și întotdeauna miracole, zic, vizau ceva. Ori să crească credința ucenicilor, ori să trezească credința în unii, dar nu neapărat. Că mulți au văzut miracole și n-au crezut în Iisus, l-au răstignit mai târziu. Ce mă interesează este această idee de bază, foarte importantă, că miracolul aduce cu sine un mesaj. De aceea e important. Miracolul nu este important pentru că se suspendă o lege naturală, pentru că se schimbă ceva, știu, fizic. Nu, nu. Chiar vindecare trupească. Nu asta e important. Important este mesajul pe care îl aduce acea lucrare supranaturală. Și mesajul în cazul nostru al doctrinei despre nașterea din Fecioară este că avem un Mântuitor. Asta e sărbătoare. Aici e miezul sărbătorii. Nici nu mă interesează atât de mult să explic miracolul. Mă interesează mesajul. Și ce dacă Dumnezeu ar face un miracol să te vindece de o boală? Dacă tu n-ai crede. Dacă tu n-ai, nu te-ai schimba. Miracolul uneori funcționează doar ca o cârjă. Doar ca un ajutor, un surogat. Te poate condamna dacă nu îl accepți din toată inima. Aș fi mai rezervat să cer miracole. Mult mai rezervat. Mă interesează însă ce mesaj vrea Dumnezeu să-mi transmită prin această lucrare. Și asta e important de sărbătoare aceasta. Redescoperiți mesajul miracolului. Pentru ce a venit? Pentru ce a trebuit să vină un astfel de Mântuitor? De ce Duhul Dumnezeu a lucrat în felul acesta? Știu că este greu să crezi în miracolul acesta în sine. Ne este greu să credem din pricina limitării noastre. Știți, ne credem mai ușor în farfurii zburătoare decât în nașterea din Fecioară. Mormonii cred mai degrabă că un înger a venit și a dictat lui un înger pe nume Mormonii, a dictat unuia cuvinte noi, revelații. Ei cred mai ușor asta decât să creadă în nașterea din Fecioară, că nu cred în nașterea din Fecioară. Ne-am prea obișnuit cu miracolele, cu legea gravitației sau legea conștiinței, care sunt miracole în lumea aceasta. Deci e un miracol că acum când te vei scula, sper, de pe scaun, nu te duci drept în sus, în tavan. Funcționează o lege. Ce miracol! Explicați-mi, vă rog, legea gravitației. Da? Nu știți? E foarte greu să explice și oamenii de știință. Păi e un miracol, înseamnă. Vedeți? Noi suntem foarte limitați. De aceea nu acceptăm mai mult decât înțelegem. Dar mai este un argument pentru care noi foarte greu acceptăm miracolele. Faptul că miracolele nu se repetă. Irepetabilitatea miracolului ne face să fim foarte precauți. Dumnezeu a decis așa. Și aici vreau să subliniez faptul că nu cred că anumite evenimente în istorie, chiar citindu-le din Biblie, se repetă. Mai sunt și cântăreți și care cred mai dă în Ierusalim. Sună frumos. Dar Ierusalim nu se mai repetă. Ca eveniment, înțelegeți? Ca eveniment istoric, n-ai cum să-l repeți.
Ce să repeți? Nu, salene, nu se poate. Un astfel de miracol nu va mai fi. Să fie împărțite Duhul Dumnezeu, să împartă putere de discernere, de noi limbi pentru cei prezenți. Deci nu cred că e nevoie. Pentru că obiectivul acelui miracol de la Rosalie a fost îndeplinit. Da. Și acolo, la Rosalie, apropo, nu era important atât faptul că unii au vorbit în alte limbi cunoscute. Ci ce spuneau era important. Vorbeau despre minunile lui Dumnezeu, despre cât de minunat este Dumnezeu. Asta conta. Anumite miracole, anumite semne, minuni, nu se mai repetă în istorie. De aceea poate ne este greu să le credem. Dar un alt argument pentru care unii nu cred în miracole. E vorba de o insensibilitate sufletească. Când nu ești bine spiritual, când te gândești prea mult la tine, când vrei să explici tu logica ta, sinele tău e centrul vieții tale, nu vei înțelege miracole. Și îți va fi foarte greu să le crezi. Deci ai nevoie de sărbătoare aceasta să te smerești. Numai oamenii smeriți sunt pregătiți pentru miracole. Poate că de aceea n-avem prea multe miracole între noi. Pentru că ne smerim îndeajuns. Pentru că asta face acest miracol al nașterii din Fecioară. El nu poți să-l accepți oricum. Îți trebuie să te smerești, să crezi că Dumnezeu e mai mare decât tine, că poate oricând să intervină în lumea Lui. Să crezi că acest Fiul de Dumnezeu a venit în lumea noastră și și-a asumat natura noastră umană să o mântuiască din interior, să te schimbe pe tine și pe mine. Oh, și s-ar putea exact aici să fie mesajul. Și atunci vei înțelege miracolul, când vei înțelege mesajul. Și mesajul este că poți fi născut din nou. Da? Că mesajul întrupării, asta vrea să ne spună, că există varianta regenerării. Nașterii din nou. Că poți fi altfel, cu o structură nouă sufletească. Poate că la asta ne trimite miracolul nașterii aici. La mesajul regenerării. Da. E cel mai mare miracol. Cel mai mare miracol, să știți că nu a fost neapărat nașterea din Fecioară. Sau învierea. Bă, au fost mai multe învieri. Dumnezeu vieții. Cel mai mare miracol pentru tine este să fii om nou. Să ai o identitate nouă. Să ți se schimbe viața pentru că vrei să ți se schimbe. Să ai alte inclinații. Să iubești ce trebuie iubit. Să urăști ce trebuie urât. Că tu poate nu mai ai senzul acela lăuntric care să mai sesizeze când e bine, când e rău, să te tot duce în jos. Tot mai străinești, tot mai egoist. Poate că aici trebuie să aștepți un miracol. Să fii un om nou. Știați că înaintașii noștri, anabaptiști și apoi puritani și pietiștii germani, au iubit predicarea. Și toate cărțile de istorie arată că cel mai predicat verset la începuturile mișcării evanghelice a fost nu Ioan 3:16, nici Matei 28 cu trimiterea. Cel mai des text biblic folosit pentru predicator a fost 2 Corinteni 5:17. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Da. Aici
miezul creștinismului. De aceea iubim această sărbătoare. Sper că noi iubiți pentru ritualul, nu sigur. Și zorzoanele care noi le-am pus aceste sărbători. Iubim această sărbătoare pentru că vorbește despre un miracol. Miracolul nașterii și din Fecioară și a nașterii din nou. Și când te gândești că la această lucrare participă Sfânta Treime, așa cum a participat la nașterea Fiului, Sfânta Treime participă la nașterea noastră din nou. Dumnezeu însuși lucrează noi, nouă viață, viața de sus, Zoe, nu Pius, Zoe. Duhul Sfânt lucrează regenerare. De aceea cred în această sărbătoare, de aceea pregătiți-vă de ea și rugați-vă pentru miracol. Când crezi în acest miracol întâi, în nașterea din Fecioară, îți va fi mult mai ușor să crezi că e posibilă nașterea din nou. E același Dumnezeu, e același Duh, e aceeași lucrare. Avem același Dumnezeu. Acest Dumnezeu să-i fie toată slavă.